vrea ca să-l invit aici în față și să nu mă dezic de rolul de moderator astăzi, să încercăm cumva, prin întrebările pe care îi le adresez, să țină mai multe predici, să fie mai multe mesaje adresate de pastorul Nicu Butoi. Bună dimineața, vă mulțumesc că acceptați invitația aceasta de a fi invitatul meu pentru dezbaterea aceasta. Am mai făcut cu dumnealui la Buzău, mi se pare că și pe la Speranța TV, dacă nu mă înșel, am avut unele emisiuni. Fratele Nicu Butoi nu-i trebuie o structură a discuției dinainte, nu. Trebuie să întrebări atunci pe loc, atunci răspunde cel mai bine. Da, adevărul e că pentru un om dezordonat, ordinea nu e chiar așa confortabilă și în cazul ăsta... Da. Vă invit ca să fim aici. Vom încerca în dezbaterea de astăzi să luăm și anumite răspunsuri de la dumneavoastră. Dacă sunt persoane care, pe lângă fratele Nicu Butoi, doresc să mai transmită o părere, un răspuns, nu vom ezita să îl luăm din partea dumneavoastră. De asemenea, dacă vor mai fi două sau trei întrebări, pe lângă cele adresate de mine, fratelui Nicu Butoi, le putem lua și din sală. Așadar, frate Nicu Butoi, haideți să ne așezăm, să fim... Da. Confortabil. Sigur că da. Să ne așezăm, să fim confortabili, da? Am citit că un băiat care a făcut un pic de zgomot în biserică, taică s-o l-a luat și îl scotea afară. Și în timp ce era în brațe la taică s-o și îl scotea afară, el se întorcea în dreapta și în stânga și spunea: rugați-vă pentru mine. Înțeleg că fratele Nicu Butoi poate să răspundă și când nu sunt întrebări puse. Ne bucurăm pentru acest lucru. Și pentru faptul că ori de câte ori, așa cum spune, cum am citit, cuvântul lui Dumnezeu, în orice ocazie, cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit de dumneavoastră. Și aseară am înțeles că ar trebui să ne păzim inima mai mult decât orice. Absolut. Pentru că de acolo ies izvoarele vieții și am înțeles faptul că iese din inima noastră ceea ce noi am introdus acolo. Ai reținut foarte bine și foarte mult și nu mă mir. Și-am mai reținut și altceva și multe alte învățături, dar ceea ce mi-a plăcut de la dumneavoastră aseară, în final, a fost tocmai experiența personală pe care ați avut-o cu Dumnezeu și mesajul acesta sau ideea care v-a canalizat viața pe Dumnezeu, și anume, omul care este vindecat de Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, este mai sănătos decât orice om care nu s-a îmbolnăvit vreodată. Amin. Este o lecție pe care dumneavoastră ați predat-o aseară, nouă fiecăruia, și am înțeles că dragostea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu poate să vină în viața unor oameni care au greșit enorm de mult. Studiul nostru din această săptămână se centrează pe experiența lui Iosif și de asemenea pe iertarea pe care el a acordat-o fraților lui. Cum credeți că, sau ce l-a motivat, sau ce a stat la baza puterii și capacității lui Iosif de a spune cuvintele acestea, relatate în Geneza 45? Acum nu vă întristați și nu vă mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Îți trebuie multă putere ca să spui astfel de cuvinte. Ce credeți că a stat la baza determinării și a puterii pe care a avut-o Iosif să spună aceste cuvinte? Am 3-4 lucruri în minte, sper să măcar două din ele să nu le pierd până când. Noi avem vineri seara un program cu tinerii la Atlanta. Și acesta este în persoană și tot vineri seara avem program online cu biserica. Și programul de vineri seara sună așa: un tânăr sau doi își asumă răspunderea pentru vinerea viitoare să vină cu o temă introductivă. Și ei toată săptămâna, am avut doi băieți săptămâna trecută, toată săptămâna comunică între ei, studiază, răscolesc toți ca să vină să aducă această temă de început vineri seara. Vă mărturisesc că mie nu-mi crește tensiunea de obicei, nu am probleme în domeniul acesta, nu mă emoționez, mă sperie așa ușor, dar când am văzut cum conduc ei studiul acesta
Și eu, care îi privisem ca niște băieți în grupa noastră, vă mărturisesc că am avut acel tremur și am zis, Doamne, e clar că e mult dincolo de ce am văzut noi. Și Nicolas ne aduce într-o seară o temă, doi vectori. Și ne spune așa, uite, un vector este care pleacă de la bază, din jos și ajunge pe acoperișul lumii, și celălalt vector pleacă de pe acoperișul lumii și ajunge jos. Și unul este Iosif, spune el, și unul este Samson, spune, și a procedat la această intersecție de vectori, după care ne spune care este numitorul comun. Numitorul comun, spune el, este Dumnezeu, care lipsește total din discursul lui Samson, e prezent prin lipsă acolo, adică nu-l pomenește practic niciodată, decât când este în situația. Dar înainte de aceasta, nu? Și Dumnezeu este prezent prin prezență la Iosif. Nu spune nicio vorbă fără ca Dumnezeu să fie în centrul vorbei lui. Și dacă ar fi să dăm un răspuns direct și scurt, acesta ar fi. Aseară m-a întrebat Johnny, aseară, cu privire la sănătate, la energie, la viață, de unde vin acestea. Vin de la acela la care am fost chemat să ne ațintim ochii. Nu de la ațintirea ochilor, aceasta nu dă niciun fel de energie, ci de la acela la care ne-am ațintit noi privirile. Și lucrul acesta este atât de important încât nu pot să-l subliniez de ajuns, dar stau ca martor în fața voastră aici, că este un cuvânt de viață și de moarte, să ne ațintim privirea acolo, la el. Este un cuvânt de viață și de moarte. În urmă cu 40 de ani, un domn profesor îmi spunea, vezi-ți de treabă, nu mai spune tu la alții de Evanghelie, măcar să te mântuiești pe tine, du-te de aici, pleacă de aici. Așa mi-a spus domn profesor. I-am spus să rămână, am plecat, dar n-am ascultat. Și un domn secretar a spus unui grup de prieteni care au venit după aceea, ce vă mai ocupați de băiatul ăsta? Ăsta e un om lepădat, n-are sens să discutăm despre băiatul ăsta. Au plecat bolnavi oamenii aceștia de acolo. Am auzit vorbele de la ei, dar vă spun drept, am învățat de la Nea Tudor Cotruță o vorbă. El, când țipa cineva la el, Nea Tudor, a zis, zice, dom'le, aș vrea să mi se facă frică, dar nu mi se face deloc frică, nu știu ce. Nu sunt de felul ăsta ca să nu mi se facă frică, aș fi vrut. Dar nu a avut eco în sufletul meu. Și astăzi, când mă uit înapoi, constat că, de fapt, cheia acestor stări de lucruri și ce a stat în spatele călătoriei prin viață și prin lucrare, voi împlini 50 de ani curând. Anul alt, în decembrie, o să împlinesc 50 de ani de când am început să predic. Asta s-a întâmplat la 17 ani. Eu nu știu când au trecut aceste 50 de minute, dar știu cum au trecut. Și mulțumesc celui prea înalt că au trecut așa cum au trecut. Mulți oameni, când au auzit o vorbă ca aceasta pe care am auzit-o eu, n-au mers mai departe. Ci acolo au rămas. Acolo au căzut și nu s-au mai ridicat niciodată, acolo unde i-au omorât cu vorba cineva. Dacă unul n-a murit și n-a căzut jos, nu e pentru că a fost mai deștept sau mai tare, ci pentru că a pus întotdeauna, s-a uitat în altă parte. Și închei predicuța asta, că așa ai zis tu. Închei predicuța aceasta prin a menționa momentul care este cel mai emoționant din istoria creștinătății în viața mea. Și acest moment este acela în care Iisus, înconjurat de criminal și de tâlhar și de asta, dialoguează nu cu aceasta, ci cu Tatăl. Într-un astfel de moment e greu să mai discuți. Când cineva este întubat, spre exemplu, sau răstignit, este greu să concepi că firește, biologic, se poate păstra comuniunea aceasta. Ești copleșit de suferință și totuși suferința lui, legătura lui cu Tatăl era mai mare decât suferința lui. Dar acum, ca să nu ziceți că era Domnul, am să merg la un om și am să merg la doi oameni. Am să merg la un sfânt, Sfântul Ștefan, din Cartea Faptelor Apostolilor, care în timp ce este bătut cu pietre, acela e momentul iertării,
Nu ierți, nu vreau să treacă întâi. Dacă e, da, nu, cel mai bun, e mai greu să ierți dacă stai să-ți treacă. Momentul iertării e în clipa în care fără de legea se comite. Chiar în timpul acela. Iisus îi ierta în timp ce oamenii ăștia făceau lucrul ăsta. Ștefan iartă pe oamenii aceștia în timp ce ei fac lucrul ăsta, dădeau cu pietre și el continua să se roage pentru oamenii aceștia. Dacă cineva ar studia științele naturale, ar spune asta este supranatural. Și așa este, e supranatural. Și vreau să închei cu un om, Jan Hus. În timp ce oamenii aceștia, preoții, nu oamenii de pe stradă, în timp ce preoții spuneau, predăm sufletul tău diavolului și îi puseseră acele coifuri de hârtie cu diavolul desenat pe el și urma să-l pună pe rug să-l ardă. E una să te ardă ăștia la crematoriu și alta să te ardă participarea ta. Într-un astfel de moment, nu poate fi ceva mai inimaginabil decât să știi că peste două minute de viu vei fi în foc. Acum a fost în America focul acesta groaznic și mai multe focuri, cum ați văzut Bulgaria, cum ați văzut Turcia, Grecia. În mijlocul focului, un om care și-a dat seama că nu are pe unde ieși, a spus, zice, am pus mâna pe pistol, dacă se apropie focul puțin, voi împușca imediat câinele care era cu mine și apoi mă voi împușca eu în cap, nu vreau să mor arzând. Asta este reacția omului firesc. Ieri alaltă, am citit, o să găsiți și voi pe internet treaba aceasta. Hus nu face treaba aceasta. Hus are alt moment, el nu scoate pistolul să-și tragă în cap sau să împuște câinele, ci el spune așa, în timp ce ei spuneau, predăm sufletul tău diavolului, el spune, iar eu, Doamne Iisuse, îmi predau sufletul în mâinile tale. Deci aceasta aici duce și acest lucru stă în spatele puterii acesteia de iertare. Nu știu dacă ați observat că Iosif nu petrece decât câteva clipe cu capitolul iertare. Ați zice așa, este, v-ați gândit să faceți rău, dar nu acesta e subiectul. Că ați făcut așa, că ați zis așa, că m-ați dus așa, că m-ați arătat. Acestea sunt subiecte pentru oameni bolnavi sufletește. Omul sănătos în Dumnezeu, în Domnul, are alt subiect. Deci e adevărat că v-ați gândit să faceți rău, dar Domnul, și aici pune accentul, Domnul, și nu știu dacă ați observat nuanța aceasta fantastică. El nu citează din Roman 8, Dumnezeu a întors rău în bine, ci el are un text diferit și el spune așa, Dumnezeu a întors răul pe care l-ați făcut în binele vostru care ați făcut răul. Nu că a întors rău în bine, ați văzut, mă, Dumnezeu a întors rău în bine pentru mine. Nu acesta e subiect, pentru voi. Și acest lucru a înălțat și a scos în evidență bunătatea lui Dumnezeu. Haideți să vedem următorul aspect, pentru că încercăm din experiența lui Iosif să luăm ceva pozitiv și pentru viața noastră și lecții practice sau repere și coordonate pentru viața noastră spirituală. Adesea se spune în relațiile intersociale și atunci când oamenii își greșesc unii altora că îl iert, dar nu pot să-l uit. Ați amintit și de Ștefan, ați exemplificat frumos și ați explicat ce a stat la baza iertării lui Iosif. Ar putea oamenii să ierte și să uite? În primul rând, dacă faci un efort să ierți, încă nu e ce trebuie. N-ar trebui să fie niciun efort. Un domn care participat la o situație negativă, să zicem, dar pe care bunul Dumnezeu a întors-o ca întotdeauna în bine, domnul acesta mi-a cerut iertare după mulți ani. A venit și a cerut, ce am auzit că știi. Zic, știu. De când știi? Păi exact de când s-a întâmplat. Nu se poate, a spus omul ăsta. Dar cum te-ai purtat cu mine așa? Păi zic, sunt două planuri. Zic, tu și cu prostiile tale constituiți două lucruri diferite. Zic, eu vreau ca prostiile tale să meargă la autorul lor și eu vreau să petrec veșnicia cu tine. Și am simțit toată dragostea în suflet pentru omul acesta. Și mi-a spus, te rog să mă ierți. Și am spus, domnule, dacă ți-aș spune că te iert, aș minți. Trebuie să mă prefac, trebuie să joc teatru. Mie scârbă să fac așa ceva. Zic, îți spun drept. Uite, dă-mi voie să-mi deschizi sufletul. N-am ce să iert pentru că niciodată nu am fost supărat pe tine. Nu am acest lucru. N-am iertare. Nu e un proces din ăsta, este o eliberare și dacă nu simți că ți-a fost eliberat sufletul, n-ai iertat pe nimeni. De unde încă n-ai iertat pe nimeni? Păstrezi boala în corp, unui a tras o săgeată un indian, dintre primii settlers englezi, un indian a tras în el cu arcul și a
am fix săgeata în el și atunci omul ăsta este atât de mâniat, are pușcă, față de ăsta care are arc, are pușcă și pleacă după el să-l prindă, indianul știe să se ascundă după stânci, știe să fugă și așa mai departe, și curge sângele din el și toți au strigat, scoate săgeata întâi la, nu alergă. Și a alergat în ura și în răzbunarea asta după el până când a căzut jos, că a pierdut sângele. Tot putea fi scăpat, nu era o problemă fatală. În momentul în care nu ierți, alergi cu săgeata înfiptă în tine și acest lucru distruge propria ta viață. Abia tu ești cel care duci la capăt nenorocirea. Continui răutatea omului ăstuia care ți-a spus. Iertarea trebuie să fie o bucurie pentru sufletul nostru. Dumnezeu ne iartă cu bucurie. Dumnezeu ne primește cu bucurie. Dumnezeu ne dă împărăția cu bucurie și cineva, copilul tău sau indiferent cine este la mijloc, trebuie să vadă că tu ierți cu bucurie, ierți din tot sufletul. Ierți asemenea lui Dumnezeu, așa cum cu smerire spun în suflet. Ieri am scris unui prieten că zic semnul smereniei este o smerenie mai adâncă și asta mă rog eu acum. Acest lucru mi s-a întâmplat mie cu fetele mele. Am vrut să predau iertarea. Și nu iertarea, că vă iert fetelor că ați trecut cu mașina și ați rupt puntea de față în viteză, ați rupt transmisia și m-ați dus 300 de mile pe mine să vă aduc remorcați acasă. Nu acesta e subiectul. Nu doar, hai gata, vă iert, hai urcați-vă mașină, nu vorbim până acasă că v-am iertat. Și nu, m-a rugat la Dumnezeu să mă ajute să-l iert, dar nu le-am spus lor ce fac, nu. M-am dus cu mașina după ele la Orizont, le-am luat pe remorcă, am cântat în mașină, tată, te rugăm să ne ieși. Bă, fetele, pentru ce să vă ierți? Pentru că avem program muzical aici în mașină, ce iertare e asta? Care e treaba? Când mai cântam eu cu voi așa și mai aveam noi atâta bucurie și așa am ajuns acasă cântând și m-am pomenit la biserică cu o foaie în buletinul bisericii. Așa au aranjat ele în secret cu secretarul de la biserică și mi-au scris o scrisoare deschisă acolo și au spus că ele cred că așa iartă Dumnezeu, cu bucurie. Și așa să ne ajute și pe noi. Aici cred că este cheia adevăratei iertări, care nu este doar eliberare, ci este nobilare. Nu mai recit o poezie de Vasile Militar acum care spune că cel ce iartă e ca soarele. Mă gândesc la situații extreme din viața unor oameni. Mă gândesc la o soție care a fost poate înșelată. Da. La un soț care într-un fel sau altul a fost abuzat, la un copil de asemenea care a fost abuzat, cum ar putea aceștia să uite tot ceea ce a fost făcut rău de către cei care ar fi trebuit să iubească? Sunt oameni răniți și handicapați pe viață. Eu vă dau seama că de o jumătate de secol ascult inimi de oameni, nu ascult voci, caut să văd ce vrei să spui și ce bate aici și așa. Sunt unele răni atât de adânci că dacă în afară de Dumnezeu nu există vindecare, pasă, fie ce consilier ar fi, afară de Dumnezeu nu există vindecare. Puterea vine din același izvor. Depinde unde te uiți când este vorba de acest lucru. Iosif al nostru nu se uită la răutatea și perversitatea fraților lui, ci se uită la bunătatea și dragostea lui Dumnezeu față de el. Chiar am filmat la am fost la 3 biserici americane și am filmat o serie scurtă, încă e neterminată, mă duc să o termin, se numește Dream and Destiny, Vis și Destin, în care am pus o serie de mici prezentări numai din viața lui Iosif. Cum? Și am început cu una spunând visul lui Dumnezeu pentru Iosif, visul lui Iosif, zicem noi. Stai, tată, că nu are Iosif niciun vis de felul ăsta. Am eu un vis ca să mă mut la țară, să prind pește din grădină, am eu un vis, într-adevăr. Dar nu, acesta nu era visul lui Iosif să vină frații lui, să ajungă el. Acesta a fost visul lui Dumnezeu cu el. Acesta a fost. Și aș vrea să revin la întrebarea ta. Astfel de răni nu pot fi vindecate decât de Dumnezeu. Nu-ți dă nimeni puterea aceasta ca să... Acum trebuie să mă laud iarăși în Hristos. Dați-mi îngăduința aceasta, vă rog. Pentru o geantă cu Biblie care am avut-o la mine, acesta a fost corpul delict, am fost bătut de la 9 dimineața la 6 seara, cu anchetă, cu bâtă de-asta, acum știți voi ce e baseball, cum e așa, în sfârșit. Cu pumni în inimă, cu
trântiri de beton cu capul izbit de genunchi și metode extraordinare. Nici nu știam că există, astea le-am învățat acolo, am aflat, nu le-am aplicat niciodată, dar le știu. Și la 6 seara, omul care m-a așezat la masă și mi-a cerut, nu m-a bătut pentru Biblie. Nu. E un domn ofițer, dacă îl văd, imediat îl cunosc. Nu m-a bătut pentru Biblie omul acesta. Și el era tot creștin. M-a bătut pentru că nu am dat numele omului de la care am luat Biblia. Și a fost hotărât să mă bată, ori spun, ori mă omoară. Deci era îndouăuna, mi-a repetat lucrul acesta. Nu am spus de fel. I-am spus, zic, aș călca chipul lui Iisus dacă aș face lucrul ăsta. El a spus așa, luați-mă pe mine, dar lăsați-l pe acesta să se ducă. Pe cei care au fost cu mine, lăsați-l să se ducă. În orice caz, seara, la ora 6, dânsul fusese într-o pauză de masă, ce bine că mai și-a luat timp să mănânce. A mers într-o pauză de masă, după aceea a revenit, a reluat ancheta, declarație, subsemnatul lui și alt declar că am aceste Biblii de la, scriam până aici, dar mai departe nu mai scriam. Și după aceea stingea lumina și începea bătaia și așa mai departe. La 6 seara, cu ultima furie imaginabilă s-a repezit asupra mea și probabil că atunci a vrut el să facă ce mi-a spus prima dată, ori spui, ori te omor, după cum văd că nu spui, urmează cealaltă. Și atunci a stins lumina din nou și a luat bâta aceea. Când m-a lovit cu ea, s-a făcut praf, ciobur, nu lemn rupt. E una să trosc lemnul și alta e zbeang, odată s-a spart în bucăți, a sărit în toate părțile. El a rămas cu un ciot în mână, s-a uitat la mine și la el și a trântit ciotul ăla de pământ, de beton, acolo unde eram. Imediat s-a potolit după lucrul ăsta și mi-a adus un lighean cu apă. Aveam fața tumefiată, eram, nu știu cum puteam să văd, nu mai sângeos, că n-am avut apă să mă spăl pe față, că aveam timp dacă era să mă spăl. Și ezitam să mă plec în ligheanul ăsta să mă spăl pe față și atunci mi-a dat până cât a putut în cap și m-a scufundat capul sub apă și m-am tamponat ușor așa, m-am spălat în sfârșit. Dar dumnealui se uită la mine și acum mă înjuri. Și i-am spus, să vă înjur pe dumneavoastră, nu se poate așa. Ce, dumneavoastră sunteți un copil al lui Dumnezeu. Noi spunem rugăciunea Tatăl nostru, noi avem un Tată în ceruri, și eu și tu. În clipa aceea a devenit deodată un om de o politețe, de un respect, de o atenție față de mine, care nu mi-am imaginat că sunt posibile cu o astfel de ființă. Pe loc s-a întâmplat lucrul acesta. Revenind la întrebarea ta, vreau să spun că dacă cineva, uite aici, suntem toți aici și poate purtăm o astfel de traumă în viața noastră. Au fost fete care au fost violate când erau copile, de unchiul, de nepotul, de vărul, niște nenorociri ce nu s-a imaginat, altele și mai grave și păcatele Sodomei și lucruri de neimaginat pe care le ascunde omul în suflet și cu care se duce în pământ. Nimeni nu știe ce conține pământul acesta afară de cel prea înalt. Vreau să vă îndemn în clipa aceasta, nu umblați cu lespede aceasta în spate. Biblia spune, aruncă asupra lui lucrul acesta, fă ce a făcut Ezechiel, ia scrisoarea și pune-o pe altar, că nu e la adresa ta. Și știți de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că Biblia spune, oricine a făcut așa ceva, fie în bine, fie în rău, unuia dintre cei mai neînsemnați frații mei, mie mi-ai făcut treaba aceasta. Și eu nu-i spun, uite, Doamne Iisuse, ce mi-a făcut omul ăsta, uite, ce mi-a zis omul ăsta, uite. Nu trebuie să spui așa, ci trebuie să spui, Doamne Iisuse, iată ce ți-a făcut omul ăsta, ție, și așează frumos pe masa lui. Și eliberează-te, nu umbla. Am vorbit cu o doamnă, mi-a spus că plânge în fiecare dimineață pentru ceea ce s-a întâmplat acum 31 de ani. Și am spus, nu cunoașteți Evanghelia, Doamnă, nu e din mâna unui criminal starea dumneavoastră, e din faptul că nu cunoașteți Evanghelia. Dacă ați cunoaște Evanghelia, ați descărca povara aceasta în clipa aceasta și când v-ați întâlni cu omul acela, nu vă înroșiți, înveneziți, albiți la față, nu este cazul, ci, repetăm ca în studiul nostru biblic, știu ce ai vrut să faci, dar Dumnezeu a întors lucrul acesta în binele tău, spre binele tău și întoarce-te la Dumnezeu. Aș vrea să mă leg un pic de experiența pe care ați relatat-o din viața personală. Cu siguranță că pentru un lucru bun pe care vrei să-l faci, să ai parte de un asemenea tratament, nu este un lucru ușor de acceptat. Acum vreau să întreb, pe baza studiului Bibliei pe care l-am avut, frații lui Iosif s-au comportat într-un mod abuziv față de Iosif. Ținând cont de experiența pe care ați relatat-o,
Iertarea presupune ca să lăsăm pe cel care ne abuzează, pe abuzator, să-și continue comportamentul abuziv asupra noastră. Dacă nu, cum putem să schimbăm noi comportamentul lui, pentru că nu avem acces la inima lui? Noi putem doar pe noi să ne coordonăm. Cum am putea totuși să gestionăm situația din moment ce el continuă comportamentul abuziv? Iertarea presupune totuși acceptarea din partea acestui om a comportamentului său abuziv? Păi mi-a spus o doamnă că i-a abuzat pastorul, a ținut predica de la 11 la 1. Și i-am spus, zic că era prietenă cu mine. Și zic, nu, zic, e vorba de un sindrom aici. Ce sindrom? Că dânsa era medicală, directoare de școală sanitară. Ce sindrom este? Se numește vaci în ploaie, zic, în românește. Și zic, ce, nu știai unde ți-e mașina? Am parcat, să nu-mi spui că te-a abuzat omul ăla de la mod. Te-ai abuzat singură? Ai stat pe scaun? Păi da, chiar că am coccisul rupt, că am căzut cu schiurile și mă doare de nu mai pot să stau. Și, păi bine ai făcut, zic, te-ai abuzat, te-ai torturat 2 ore ca să par fată cu minte, să stai... Da. Dacă erai om cinstit, spuneai că te doare, te sculai frumos și spuneai, domnul pastor, am o problemă, că am căzut cu schiurile și mă cam doare puțin, vă salut, ne vedem după masă, continuați de liniște, că nu e nicio limită la capitolul ăsta, continuați de liniște. De asta ai făcut chestia aceasta. A ierta abuzul este una și a trăi sub abuz este cu totul altceva. Eram cu soția când o persoană ne-a dat o mărturie teribilă asupra abuzului sexual, depravarea acestui cetățean care se numea soț al dumnei. Depravarea inimaginabilă. Pavel scrie într-un loc, nici între păgâni nu se pomenește așa ceva, dar pot continua textul în dreptul omului ăsta, nici între animale așa ceva nu s-a văzut, suferința acestei femei teribile. Am vorbit cu dumnei și i-am spus, Doamnă, dacă aveți respect pentru Dumnezeu, nu rămâneți în continuare în abuzul acesta. Deci asta este e batjocorirea în numele lui Dumnezeu, în primul rând, care va da viața și ființa. Apoi discutăm de altă. Și zic, vă rog, și a spus, nu pot să fac lucrul ăsta pentru că la noi, la biserică, ne exclude, indiferent ce motiv, n-ai voie, chiar dacă ar fi motiv de desfrâu. Păi zic, desfrâu este la pitici în comparație cu ce fel de desfrâu procedează omul ăsta. Zic, omul ăsta ar trebui, nu trebuie să umble liber pe stradă, în primul rând, omul ăsta. Dar cu atât mai puțin la dumneavoastră în casă, zic. Dar dânsa a spus, nu, biserica noastră ne exclude. Și atunci i-am spus, Doamnă, dumneavoastră nu sunteți abuzată, ci alegeți să fiți abuzată. Trebuie pus capăt oricărui fel de abuz. Verbal, fizic, orice, ai datorie față de Dumnezeu de pus capăt. Și Pavel spune după întâia și a doua mustrare, încheie capitolul cu omul acesta. Și atât de greșit a fost înțeles lucrul acesta, încât cineva care nu cunoaște Evanghelia a pus familia mai presus de om. Și din nefericire acest lucru a fost înscăunat prin tradiție în biserică. Nu, Iisus însuși ar spune, nu omul a fost făcut pentru familie, ci familia a fost făcută pentru om. Nu omul pentru sabat, sabatul pentru om. Nu biserica, nu omul pentru biserică, biserica pentru om. El a pus pe omul pe care a venit să-l salveze în centru preocupărilor. Și tu, ca om, trebuie să-ți iubești și să-ți respecti ființa ta înaintea și în prezența lui Dumnezeu și să pui capăt abuzului pe loc. Și cel ce știe lucrul acesta să știe că ești foarte serios în direcția aceasta. Mulțumesc. Legat de Iosif, există un citat pe care îl are Ellen White și spune, experiența unei singure zile fusese punctul de cotitură în viața lui Iosif, atunci când a fost efectiv vândut de frații lui și când a început drumul spre robie. Doar un singur moment din ziua respectivă i-a schimbat totalmente viața. De asemenea, ea spune că în situația aceasta, gândul lui Iosif i s-a îndreptat spre Dumnezeul tatălui său și a făcut un legământ în inima lui cu Dumnezeu, ca pe unde va trece, Dumnezeul lui să-l apere. Și posibil ca să fi stat la baza, tocmai legământul acesta să fi stat la baza experienței viitoare a lui Iosif. Un alt citat pe care l-are Ellen White spune, în providența lui Dumnezeu,
chiar această experiență avea să fie o binecuvântare pentru el. Și acum aș vrea să vă întreb, ținând cont de tot ceea ce ați exemplificat până acum, de argumentele pe care le-ați adus, cum poți să iei din suferințele pe care ți le fac alții sau din abuzurile pe care ți le aduc alții să faci o binecuvântare pentru viața ta? Da, lucrul ăsta e limpede, dar aș vrea să vorbim despre un alt punct. Cum poți să faci din prostiile tale o binecuvântare pentru viața ta? Din cei mai urâți și greșiți pași pe care i-ai făcut în viață, Dumnezeu vrea să facă ceva frumos, iese o operă de artă. Am auzit că unul în Italia, la restaurant, când a tăiat friptură, pește, el știe ce a tăiat, i-a zburat din farfurie, a apăsat prea tare și a sărit ulei pe perete și stăpânul restaurantului s-a mâniat, a vrut să-l bage în pușcărie, să-l facă să plătească și s-a întâmplat că a fost marele artist acolo și a zis, nu, stai cu minte. Și unde a sărit uleiul ăsta, asta a făcut o pictură în ulei nemai auzită, nu costa restaurantul tot cât a costat pictura aceasta. Vreau să spun că nu numai răul pe care îl suferim de la cineva, ci chiar greșelile noastre și prostiile noastre și hotărârile noastre strâmbe în viața noastră, pe care le-am luat strâmbe cu bună știință și ne prefacem că suntem nevinovați. Nu am știut și așa mai departe și Domnul zice, dar un glas n-ai auzit până să faci treaba aceasta, nu o lua pe aici, n-ai auzit glasul ăsta? Ba da, dar am crezut că... Bine, nu e nicio problemă, acum suntem aici, nu mai întoarce nimeni istoria înapoi. Dumnezeu poate să și schimbă într-adevăr pentru... Dar ați observat în Roman 8:28, este oferit la toată lumea lucrul acesta să întoarcă Dumnezeu răul în bine, la toată lumea este oferit, nu toată lumea se bucură sau beneficiază de aceasta, ci scrie acolo, toate lucrurile lucrează spre binele celor? Aceasta e condiția. Un om care urăște pe Dumnezeu sau nu iubește pe Dumnezeu și starea cea mai gravă, un om care este indiferent față de Dumnezeu, la el nu se aplică așa ceva. El vrea să regleze răul, nu se poate transforma în bine lucrul acesta. Dar dacă cineva iubește pe Dumnezeu, această iubire de Dumnezeu îți dă o condiție mentală și sufletească și de toate felurile, încât răul care este comis împotriva ta și răul pe care l-ai făcut tu, cumva pe căile lui Dumnezeu se întoarce în bine. Mă uit în drumul vieții mele, au fost intersecții în care nu puteam să o iau mai rău decât am luat-o. N-aveam cum ăsta mai rău, dar așa nu se putea. Și am luat-o mai rău, am luat-o pe cea mai. Mă uit astăzi în urmă și îmi dau seama că noi n-am fi fost astăzi aici dacă Dumnezeu nu transforma prostia aceasta a mea, nebunia. Ați văzut ce scrie David în psalm? Doamne, Tu-mi cunoști? În versetul ăsta nu știți, am văzut. Doamne, Tu-mi cunoști nebunia. Voi nu vă înscrieți aici. Dar așa scrie acolo. Tu-mi cunoști bine nebunia minții mele. Am lucrat ca un nebun când am făcut lucrul ăsta. Ei, astăzi Dumnezeu pentru cel care îl iubește sau care primește în suflet dragostea de Dumnezeu și de adevăr, Dumnezeu schimbă bine. Pot oamenii să se ierte pe ei înșiși? Este cel mai greu lucru acesta și revin spunând, fără Dumnezeu nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Un preot, prieten cu unchiul meu, își distrugea viața cu beție. Nu intru în cauzele problemei, nu există scuză sau motiv sau cauză sau explicație pentru un pas rău pe care aleg să-l fac în viață. Cineva are în cap că are anumite motive, nu există așa ceva. Vine clipa când în prezența lui Dumnezeu spune, n-am avut niciun motiv să fac ce am făcut, am făcut-o deliberat. Și omul acesta trăia această sinucidere lentă prin a-și distruge corpul cu alcool și a fost în instanțe diferite. Unchiul meu l-a întrebat, unchiul meu era bun prieten cu el. Și l-a întrebat, părinte, de ce vă distrugeți viața în felul ăsta? Și s-a întors la unchiul, tită al meu, și i-a spus, tită, eu sunt dușman pe viața mea. Și era dușman pe viața lui pentru o alegere care a făcut-o într-o zi de asta frumoasă, când cu flori, cu muzică, era dușman pe viața lui pentru ce a ales atunci. Nu s-a iertat niciodată. Nu știu dacă a murit neiertându-se sau nu. Dar nimeni nu se poate ierta pe sine dacă nu
îl ajută Dumnezeu, dacă nu primește ajutor de la Dumnezeu. Și am ascultat un material mic, așa, cu muzică frumoasă, a lui Charlie Chaplin. Și el spune cât de mult și-a chinuit sufletul, că nu fac ce trebuie, că nu fac cât trebuie, că nu sunt unde trebuie. Și toată viața asta și-a biciuit conștiința în felul ăsta și acum răspunde ușor. Zice, știu că sunt urât sau sunt așa, sunt unde nu trebuie, zice, dar aceasta este cea mai bună lumină în care sunt astăzi. Zice, asta înseamnă respect de sine. Așa a spus Domnul Hristos, nu va putea nimeni iubi pe nimeni atâta timp cât se urăște pe sine. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți înseamnă că ai modelul iubirii propriei vieți dăruită de Dumnezeu, nu e viața ta. Poți să-ți bagi joc de ea că nu e a ta, nu e corpul tău, ți l-a dat Dumnezeu, nu poți să faci lucrul acesta. E templul Duhului Sfânt. Chiar am întrebat la Comișan, la tine, Johnny, acolo într-o seară, că mă întrebau că dacă e bine să mai putem să mai bem, să mai așa câte ceva. Nu. Bine. Bun, am zis, ascultă ceva. Dacă vecinul tău zic că ți împrumută calul și tu te duci la raliță sau cu calul la arat sau la ceva, ți împrumută calul, muncești toată ziua cu calul, ai făcut treabă și seara aduci calul acolo și, cum am văzut eu că fac unii, îmbeți calul, îi bagi niște țuică pe gât și calul începe să se împletecească și băieții care sunt mai bezi decât calul ei râd împreună cu calul și nu știu cine râde de cine, eu cred că râde calul de ei, dar în sfârșit rămâne de văzut asta. Zic, poți să duci tu calul ăsta bătut, jupuit, numai cu vânătăi, cu sânge pe el, beat, să-l duci înapoi lui vecinul tău, în felul ăsta. Și vecinii ia-ți calul. Deci ăsta nu e calul meu. Eu nu ți-am dat calul ăsta în felul ăsta. Și la fel scrie și despre familie, despre soție, despre soț, trebuie să predai înapoi lui Dumnezeu ce ți-a fost împrumutat pentru o vreme, viața ta însăși. Și atunci respectul de sine de care vorbeam vine nu din faptul că eu sunt egoist, sunt cu capul mare, nu, vine de la originea vieții mele și de la recunoașterea că tot ce sunt aparține celui ce mi-a dat lucrul acesta și va trebui să întorc înapoi. Inclusiv adunarea unde ești tu chemat să slujești, Adrian, și mă bucur că te văd aici, va trebui să primești adunarea într-un anume fel și va trebui să o predai când pleci în mâna lui Dumnezeu care ți-a încredințat-o. Familia este face aceea. Darul tău de cântat, darul tău de... Depinde ce este, trebuie să știi că tu trebuie să predai lui Dumnezeu. Așa spune în pildă. A venit toată lumea cu talentul, uite ce am făcut cu el. Păi tu ce ai făcut cu el? Eu sunt păzitorul adevărului. L-am băgat în pământ ca să fie păzit întreg, neatins, așa cum a fost el la origine. Păi eu nu de-aia ți l-am dat. Eu ți l-am dat să-l dezvolți un pic. Bine. Eu mai am două întrebări pentru fratele Nicu Butoi. Aș vrea să știu dacă există anumite opinii din public pe baza studiului pe care noi l-am avut sau dacă aveți o întrebare de adresat fratelui Nicu Butoi, poate avem și un microfon portabil, da. Sau să eventual persoana care are o anumită întrebare să vină aici mai în față ca să vorbească direct la microfon. Am zis că dăm ocazia și celor care sunt în public, aici prezenți, să adreseze aceste întrebări sau dacă aveți o opinie pe baza celor întrebate până acum. Ridicați mâna în așa fel încât să fiți văzut de către pianistul la Zeșe sau de către fratele Stoica. Continuă, Până eventual ridicați mâna și adresați o întrebare, vreau să-l întreb pe fratele Nicu Butoi. Iertarea, dumneavoastră o vedeți ca fiind un sentiment sau este o alegere rațională? Este conflictul între inimă și minte. Da, foarte frumos. Am făcut un tratament pentru pietre la ficat, așa, natural. Ne-a pus să bem suc de mere vreo 3 zile, vai de capul nostru, și după aceea mi-a dat să bea o jumătate de litru de ulei, de nu știu ce. L-am pus că la motor acolo, știi? Și omul mi-a pus și găleata lângă mine acolo. A zis, zic, nu e nevoie de găleata asta de aici. Păi da, dar cei mai mă... Nu, zic, când am plecat de acasă, am hotărât să-mi placă. Zic, nu e nicio problemă. Și într-adevăr, n-a fost nicio problemă. Lucrul acesta nu place. Nu place firii noastre. No. Firii noastre îi place ura și răzbunarea. Merge până acolo încât se bucură de rău omului când aude că... Aha, bine că... Și scrie în Biblie să nu faci fapta asta, să nu cumva să te bucuri de rău inamicul, de rău celui care te urăște, să nu faci treaba asta. De ce? Turnul travă în tine.
Păi omul ăla e la atâtea kilometri, doarme liniștit și tu bei o travă pe seama lui. Nu. Iertarea nu este o emoție și nu este un mecanism sau un sentiment, ci este un mare și dumnezeiesc principiu. Este o putere. Atenție, vă rog, acum, dacă n-ați obosit prea tare, imediat luăm pauză. Iertarea. Am vorbit puțin mai înainte, semnul smereniei este că de fiecare dată când smerenia aceasta este observată de cineva din jur în tine, tu nu te duci cu medalia în piept prin piața a doua zi, că ești cel mai smerit om din oraș, că ăștia ți-o ia dacă te vede, zice, nu mai ești smerit dacă umbli cu treaba asta. Și atunci semnul smereniei este o smerenie și mai adâncă decât aceasta. Și semnul iertării nu este faptul că tu zici în mintea ta, m-a iertat Dumnezeu. Poți să zici, nu atârnă de cine zice, nici de cine aleargă, nu? Așa scrie Scriptura. Tot, iubiții mei, Biblia spune, noi am început aseară un pic, că eu totdeauna însăilez. Acestea, predicuța asta care au zis aseară și altele sunt însăilări, doar am ți-am lăsat ție să duci mai departe lucrul ăsta. Veghează asupra inimii tale. Ce privește-ți inima, păzește-ți inima mai mult, vezi ce simte inima ta, mai mult decât orice. Și nu accepta nimic ca o simplă părere a ta sau o idee a ta, crezi tu despre tine, crezi tu, gândești tu așa, nu. Biblia spune, iată semnul, după care vei cunoaște. La tot pasul este treaba aceasta. Bun, Doamne, iartă-mi, gata. Am spus asta. Te rog să-mi ierți păcatele. Ce faci? Băi, m-a iertat Dumnezeu, gata, sau am lăsat trecut în urmă, vorba unui frate care furase 8.000 de euro, zice, am șters cu buretele, tot nu e nicio problemă, da. Păi zic, să șterge de ăștia la bancă, nu prea, da. Și ce semnul iertării, iată semnul. Semnul că te-a iertat Dumnezeu este că ai devenit o ființă iertătoare. Dacă nu ești o ființă iertătoare, nu te-a iertat Dumnezeu. Adică nu că nu te-a iertat, n-ai primit iertarea. Iertarea nu se produce prin niciun exercițiu. Iertarea este un dar care vine de afară, de la Dumnezeu, și tu îl primești sau îl respingi. De unde știi că ai primit iertarea? Păi eu cred, așa cred eu. Am zis și odată la universitate, așa cred eu. Opa, pe ce autoritate e spatele la treaba asta, că așa cred eu? Cine crezi tu că e eu? Nu, iată semnul. Semnul că te-a iertat Dumnezeu și că ai primit iertarea este că ai devenit o ființă iertătoare care ierți din inimă. Ați văzut cuvântul Domnului Iisus? El nu zice să ierte fiecare, să ierte pe aproape. Dacă nu iartă, pe asta l-a știut. Foarte bine. Dacă nu iertă din toată inima, nu e vorba de a ierta. E vorba de a ierta din toată inima. Mergeam cu mașina, cu familia, cu fetele. Noi am avut excursii mari de tot. Și cea mică, eu conduceam, aveam un microbus, cea mică strigă din spate despre sora ei, Manuela. Tată, Manuela nu mă iubește. I-a strigat. Îți dai seama ce treabă serioasă? Eu stric de la volan când conduceam acolo. Manuela, pune mâna și iubește-o pe tine, n-auzi. Și Manuela se întoarce către ea, hai fată, că te iubesc, am spus că te iubesc. Da, îi spune acolo. Și Tina strigă iar la mine, tată, nu mă iubește din inimă. Mani, pune mâna și iubește-o din inimă, n-auzi, când conduceam mașina acolo. Iertare, iertare. Asta nu e mare problemă. Excuse me, ia, nicio problemă. It's okay, zice, da. Excuse me. Ci din inimă, acolo e beleaua mare de tot. Și aceasta nu poate face decât Dumnezeu. Iosif trece în Egipt printr-o prosperitate și este evidentă binecuvântarea lui. Mă gândesc la un lucru. Credeți cumva că dacă nu ar fi luat decizia să îi ierte pe frații lui, ar mai fi avut parte de această binecuvântare materială, da, și prosperitate? Fără discuție, ar fi avut parte de ea, dar nu se bucura de ea. Ar fi avut parte, putea să fie și mai mult. Dar, iubiții mei, acum să vă întrebăm noi ceva, când stăm aici. Când a fost Iosif în mai mare primejdie? Când era în groapă sau când era pe tronul Egiptului? Ce părere aveți voi? Cine ne spune treaba asta? Păi n-ai văzut tu vecinul tău cât de om a fost până nu s-a îmbogățit? După ce s-a îmbogățit? O să un om și mai mare. Aha,
Nu. A fost mai mare, dar om n-a fost. Nu, nu. Așa i-a spus turcul lui Fiuso, care s-a purtat foarte rău cu tata și când a făcut el un imperiu mare, l-a chemat pe taică-su. Și a spus, zice, vezi ce om mare am ajuns? Și taică-su i-a spus, mare ai ajuns, dar om nu. E diferență mare de tot. Mare. Da, voi ați răspuns la întrebare, deci vă este clar lucrul ăsta. De asta nu aveți voi milioane de euro în cont, că v-ați gândit să nu vă fie mai rău decât a fost când erați în groapa datoriilor, a zis mai bine. Da. În orice caz, prosperitatea, sănătatea, succesul sunt mult mai mari și mai grele primejdii. Cu Dumnezeu trecem prin boală și prin moarte, dar fără Dumnezeu nu se poate trece prin succes și binecuvântare. Dacă mă spovedesc ceva la voi, îmi promiteți că rămâne la voi, da? E bine că se transmite și pe internet. Au, am uitat! Păi e posibil și cine mă aude acum să zic că eu știu cine a zis chestia asta. Ei, și dacă aude, mă bucur foarte mult. Știi ce mi-a spus un prieten foarte apropiat? Nicule, orice îți va ierta lumea, dar succesul nu ți-l va ierta. Îndată ce ai făcut lucrul ăsta, ai atras asupra ta. Și am spus, domnule, mie nu-mi trebuie succesul meu, îmi trebuie succesul lui Dumnezeu. Dacă El are vreun succes pentru mine, să mi-l dea. Și dacă știe că succesul ăsta mă va omorî, mă va îmbolnăvi, să nu mi-l dea. Mai bine să-mi dea altceva. Mă duc la spital și mai vin. Nu e nicio problemă decât să-mi dea acel succes care să mă facă să plec din prezența lui Dumnezeu și să nu mă mai întorc niciodată. Iosif a fost în mult mai mare primejdie, dar ați observat clar. Deci nu trebuie nicio școală făcută să vezi că omul ăsta a rămas același om și în groapă și când l-au legat de mâini și l-au dus cu Camila până în Egipt și l-au dus în piață. Cine îl cumpără pe ăsta? A făcut acolo, cum se numește, licitație. Cine dă atâta? Același om a fost. De ce? Pentru că sufletul lui era conectat cu acela în care nu este schimbare și nici umbră de mutare în funcție de împrejurări sau de situații. No, el a rămas, a citit în cartea Hristos Lumina Lumii despre inima lui Iisus. Auziți voi, zice că inima lui rămânea constantă sub batjocură sau sub flatare. Nu conta lucrul acesta. Inima lui rămânea constantă. Numai Dumnezeu poate să păstreze inima noastră într-o stare constantă, sub batjocură sau sub flatare. Prezența noastră aici și a celor care ne urmăresc dovedește faptul că v-am iertat pentru acest succes. Vreau să închei cu un cuvânt pe care îl spunea fericitul Augustin, a fost un episcop, teolog și filozof la sfârșitul Antichității și începutul evului timpuriu și el spunea, ți-a greșit un om rău, iartă-l ca să nu fie doi oameni răi. Acum, aflând în vedere că ai dat mingea la fileu, care e obiectivul? Dar voi trebuie să răspundeți la treaba asta. Când ești vorbit de rău, când ești nedreptățit, când ești brutalizat, care e obiectivul diavolului? Voi trebuie să răspundeți la întrebarea asta acum. Ai auzit ce a spus omul ăsta? Mulțumesc, frate. Obiectivul diavolului nu este să te facă pe tine să suferi sau să pierzi bani sau să stai cineva din forța ta. Sau... Da, nu se ocupă diavolul cu așa. Obiectivul lui este ca pe tine să te transforme în asemănarea celui care te-a înjurat, îl înjuri și tu, ți-a furat, îi furi și tu, te-a vorbit în lume, lasă-mi spun eu cine e ăsta. Și atunci el nu mai are un singur bârfitor, are doi deja. Și așa se multiplică păcatul până acum unde este. Marea ta grijă și rugăciune când suferi răul, în orice formă ar fi el, rugăciunea ta este aceasta, Doamne Dumnezeul meu, nu mă lăsa să cad în asemănarea omului acestuia, niciodată. Nu mă lăsa să fiu transformat de răutatea acestui om. Dar inima voastră să fie transformată, viața voastră să fie înnoită prin schimbarea minții. Ajută-mă să trec prin transformarea aceasta, despre care scrie în 2 Corinteni, capitolul 3. În timp ce ne uităm la el, fără să știm, suntem transformați în același chip al... Nu ne transformăm, aceasta o face păgânul. Creștinul omului Dumnezeu este transformat.
În timp ce noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și în timp ce privim suntem schimbați în același chip al Lui. Că bine ați observat, lui Moise strălucea fața, dar el nu știa. Vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați preluat aceste informații și nu doar informații, sunt lecții de viață pe care fratele Nicu Butoi, inspirat de Dumnezeu, ni l-a transmis. Ne oprim aici cu micile predicuțe pe care ni le-a transmis fratele Nicu Butoi.